Salutare, acvariști și acvariste! Avem o duminică frumoasă, însorită. Trebuie să trag și jaluzele pentru că altfel mă văd doar pe mine în sticla acvariilor. Și dacă tot este o zi însorită, hai să vorbim despre soare, să vorbim un pic despre lumina din acvarii. Voi vorbi un pic despre tipurile de iluminare și după aceea unitățile de măsură pe care le avem la dispoziție ca să evaluăm cât de puternică e această lumină și o să vă arăt și ce am eu. De-a lungul istoriei s-au inventat mai multe tipuri de corpuri de iluminat, de surse de iluminat, cum ar fi becul incandescent, becul cu halogen, cu mercur, cu tot ce vreți voi. Nu voi înșira toate tehnologiile pentru că în acvaristică nu s-au folosit atât de multe. S-au încercat probabil toate, dar puține au rămas în aplicare. O să încep cu cea mai veche tehnologie pe care am văzut-o eu în acvarii. Este vorba despre becul incandescent. Este un bec care costă foarte puțin, însă consumă foarte mult în raport cu lumina pe care o emană. Ca să înțelegeți mai bine despre ce e vorba, gândiți-vă că un bec de 100 de W va pierde 90 de W sub formă de căldură. Un avantaj ce am văzut eu la becul incandescent este că lumina este foarte clară, pentru că avem o singură sursă de lumină, nu avem mai multe umbre. Și când dacă vă uitați la corpurile de iluminat cu LED, în special tuburile și benzile cu LED, vedeți că au zeci, dacă nu chiar sute de diode LED. Și fiecare sursă de lumină o să genereze și niște umbre și în cazul în care avem 100 de surse de lumină, o să avem 100 de umbre pentru o singură plantă. Iar asta va crea o imagine oarecum ștearsă. Al doilea tip de corp de iluminat care a fost folosit foarte mult în acvaristică a fost neonul. Încă mai sunt acvarii care folosesc neoane, însă majoritatea tranzitează către LED. Eficiența neonului este mult mai mare decât a becului incandescent, motiv pentru care a fost foarte mult folosit și în industrie, în birouri, în hale de producție și cam peste tot unde eficiența a contat. Această eficiență este undeva dincolo de 50%, nu știu sigur, dar nici nu o să aibă rost să intrăm acum în detalii, pentru că neonul deja este pe cale de dispariție. Deci avantajul neonului era că nu consuma atât de mult în raport cu puterea luminoasă pe care o emana și totodată nu se încălzea atât de tare, însă dezavantajul era că avea nevoie de diferite circuite și componente electronice ca să pornească și atât tubul neon cât și componentele trebuiau schimbate periodic. Bine, nu se schimbau atât de des ca un bec incandescent, însă exista o cheltuială care se repeta în mod periodic și la intervale relativ scurte. Ce nu mi-a plăcut mie la neon când am făcut o comparație cu LED-ul, nu la acvarii, ci în apartamentul nostru, a fost că în momentul în care am aprins LED-ul, am realizat că neonul are o lumină foarte murdară și asta se datorează felul în care se produce lumina în interiorul acelui tub umplut cu un gaz special. Și a treia tehnologie care merită menționată este tehnologia LED și momentan această tehnologie este cea mai eficientă, având o eficiență de aproximativ 90%, deci e inversul becului incandescent. O să fac o mică introducere în unitățile de măsură pe care le avem. Cea mai des folosită este wattul. Nu este corect să zicem că intensitatea luminoasă se măsoară în watts, însă după consumul corpului de iluminat putem să deducem cam care este cantitatea de lumină pe care o emană. A doua unitate de măsură sunt lumenii. Această unitate este un pic mai aproape de ce ne interesează pe noi. Lumenul înseamnă lumina totală pe care o emană un corp. Acum, dacă ne uităm la un tub neon, vedem că acest tub poate să radieze lumină în toate direcțiile și dacă nu folosim un reflector sau un deflector, are cum vrea să zică, în cazul acela, partea de sus a luminii se pierde. Și putem spune că un neon are, să zicem, o intensitate de 500 de lumeni, dar de fapt acvariul primește cam 250, din care se mai reflectă înapoi un pic din această lumină datorită suprafeței apei. A treia unitate de măsură este luxul și aceasta este și mai aproape de ce ne interesează pe noi, adică câtă lumină ajunge la plante. Luxul ne specifică cât de bine iluminat este o suprafață anume. Mai avem unitatea de măsură PAR, Photosynthetically Active Radiation.
iar această unitate este cea mai exactă ca să măsurăm ce ajunge la plante și ce poate fi folosit de către plante. Ea se referă la faptul că din tot spectrul de lumină, care este compus din diferite culori, de exemplu, culoarea verde nu este utilă pentru plante și atunci din acest spectru, verdele este degeaba și plantele se vor folosi de lumina roșie și de lumina albastră. Acum fiecare acvarist are propriile lui resurse financiare și acces la diferite echipamente. Majoritatea acvariștilor nu-și permit sau nu-și construiesc un aparat cu care să măsoare și atunci ne rămân la dispoziție două unități de măsură și anume vatul și lumenul. Când lucrăm cu vați, folosim vați pe litru, adică câți vați revin la un litru de apă din acvariu. Această măsurătoare nu este foarte precisă, însă poate fi un ghid bun pentru începători. În cazul LED-ului, fiind de aproximativ de două ori mai eficient decât neonul, lucrăm cu jumătate din aceste valori. În ce privește lumenii, avem un tabel frumos de la Tropica. Am să pun linkul în descriere ca să puteți citi tot articolul. Și Tropica spune așa, între 10 și 20 de lumen pe litru avem iluminare slabă, între 20 și 40 de lumen pe litru avem iluminare medie și peste 40 de lumen pe litru avem iluminare puternică. Deci, de exemplu, dacă avem un acvariu de 100 de litri și vrem să avem o iluminare medie, putem să luăm 30 de lumen pe litru înmulțit cu 100 și asta ar veni 3000 de lumeni. Deci un acvariu de 100 de litri ar avea nevoie de aproximativ 3000 de lumeni pentru a fi acoperite nevoile ca să ajungă în categoria acvariilor mediu luminate. Deci formula de calcul este foarte simplă. Luăm vați pe litru sau lumen pe litru și înmulțim cu litri pe care are acvariul nostru. În cazul în care avem deja corpul de iluminat, să zicem că avem un LED cu 800 de lumeni, putem împărți acești 800 de lumeni la 100 de litri și aflăm că avem doar 8 lumeni pe litru, ceea ce se consideră o iluminare foarte slabă și cu care nu putem să ținem prea multe plante. Ca să înțelegem cam cât de puternică este lumina soarelui, gândiți-vă că soarele este considerat a fi având aproximativ 100.000 de lumeni. Deci asta este și motivul pentru care acvariile care sunt expuse la lumină solară timp de mai multe ore pe zi în fiecare zi vor dezvolta foarte multe alge. În afară de puterea luminii trebuie să mai cunoaștem un parametru foarte important și anume temperatura de culoare. Ca să nu vă încarc cu informații inutile, tot ce trebuie să învățați este că atunci când avem o temperatură de culoare scăzută, lumina se va vedea mai galbenă sau roșie. Să zicem că temperatura de culoare este de 3000 Kelvin. Atunci la 3000 de Kelvin ne putem aștepta la o lumină așa zis caldă, care este ori galbenă, ori merge spre roșu. Dincolo de 5000 de Kelvin mergem spre albastru, unde se situează, cel puțin perspectiva mea, se situează cea mai bună valoare, undeva pe la 6000-6500 de Kelvin. Această lumină este un fel de lumină alb pură, spre un pic spre albastră și reprezintă compromisul ideal între ce au nevoie plantele și ce are nevoie ochiul nostru. Am pomenit degradarea acestor surse de iluminat, becul incandescent fiind cu viață cea mai scurtă, după aceea vine neonul care poate să meargă ceva mai mult timp, însă și neoanele folosite în acvaristică trebuie schimbate periodic și dacă mi-am amintesc bine, acest schimb trebuie făcut la 6 luni, maxim 12 luni, iar asta implică costuri destul de mari dacă folosești neoane dedicate acvaristice. În cazul LED-ului situația este un pic mai bună pentru că LED-ul are o durabilitate mult mai mare. Acum producătorii vin cu tot felul de minciuni de marketing și nu trebuie să vă bazați 100% pe ce zic ei. Inițial s-a început, nu în acvaristică, dar în general s-a zis că LED-urile ar trebui să țină 100.000 de ore.
Acum însă în piață, dacă vrei să-ți cumperi un corp de iluminat pentru casă, o să vezi de multe ori 50.000 de ore sau chiar mai puțin de atât. Și asta încă nu este tot, pentru că și LED-ul are o degradare, iar asta înseamnă că odată cu trecerea timpului, lumina devine mai slabă și începe să dea înspre gri. Dar în principiu LED-urile acum nu mai sunt atât de scumpe și vor merge câțiva ani fără să avem probleme. Ce vreau să vă mai specific în legătură cu lumina solară, în experiența mea cam o oră, oră și jumătate de lumină solară poate să fie benefică pentru creșterea plantelor, creșterea rapidă a plantelor și peștii pot avea o colorare mai frumoasă, însă riscul de a crește alge este destul de mare și trebuie să avem chimia destul de bine echilibrată. Mai e o problemă cu lumina solară și anume că în fiecare zi durata zilei ba se scurtează, ba crește în funcție de anul tipul în care suntem și din cauza asta nu putem să avem un program perfect. Deci să țineți cont de asta, iar cei care vreți totuși să vă jucați și cu lumina solară, să aveți în calcul că iluminarea artificială trebuie scăzută considerabil. Deci dacă la acvariul obișnuit care nu este expus la lumină puternică, lumina artificială trebuie să funcționeze în jur de 8 ore pe zi. În cazul meu, această iluminare funcționează cam 5 ore pe zi și încă o paranteză, BBA-ul nu prea are legătură cu puterea de iluminare. Bine, are și această algă un prag minim sub care nu poate să supraviețuiască și un prag maxim peste care se arde, dar plaja de puteri la care rezistă este dincolo de limitele plantelor. Ok, acum o să vă arăt ce am eu și înainte să încep să trec la lucruri foarte concrete, vreau să vă mai zic că aveți două opțiuni la dispoziție să folosiți corpuri de iluminat dedicate acvaristicii. Aceste corpuri sunt făcute expres la mărimea care trebuie, deci la o mărime compatibilă cu majoritatea acvariilor din comerț și totodată au și spectrul de lumină calibrat pentru creșterea plantelor, însă au dezavantajul că sunt foarte scumpe. Iar a doua opțiune este să folosiți corpuri de iluminat care se găsesc în magazine de bricolaj, în magazine de iluminat sau nu știu dacă așa se zice, deci în magazine de electrice și electronice. Aceste corpuri de iluminat sunt mult mai ieftine, însă au dezavantajul că ba trebuie să modifici ceva la ele, ba trebuie să adaptezi capacul, deci amândouă variante au un compromis. Deci ori muncești mult, ori plătești mult. Asta este ideea. Cine se zgârcește și nici nu vrea să muncească, o să aibă rezultate de cacao și cred că asta mi se aplică și mie într-un fel, pentru că încă nu am fost în stare să termin acest capac și nici aici nu am făcut un capac special pentru acvariu. Deci ce am eu aici? Am aici două corpuri de iluminat, două reflectoare LED, deci dacă vreți să căutați pe internet sau în magazine, aceasta este denumirea lor, reflector LED. Sunt niște lumini foarte puternice, nu le voi îndrepta spre cameră pentru că nu are niciun rost. Aceste reflectoare vin cu bucata asta de cablu, o bucată destul de scurtă la care am montat un întrerupător și încă un cablu cu care mergem la priza programabilă. Acest corp de iluminat are 10W, 6000 de Kelvin, aceasta este temperatura de culoare. Vedem că emite 900 de lume. Și scrie că este lumină rece. Iar acest corp de iluminat are 10W și emite în 6500 de Kelvin. Deci e un pic de diferență între ele, însă această diferență nu este atât de vizibilă. Aici am un tub LED micuț de 5W, 4,8 mai exact. Emite în 6000 de Kelvin și zice că are 400 de lumeni. Ca să facem un exercițiu practic, 400 de lumeni împărțiți la 40 de litri de apă înseamnă 10 lumeni pe litru. Se consideră lumină destul de slabă, însă nici nu este foarte importantă pentru mine, deoarece am plantat criptocorin și am aceste plante ca bomba și igrofila care nu sunt atât de pretențioase în timpul iernii, acum când lumina solară bate în acvarii.
În caz că vă întrebați ce-i cu apa asta mizeră și unde sunt pești, unde sunt plantele din prim plan, acum 2 ore am predat peștii la noul proprietar, la fel și plantele. Substratul a fost deranjat, de acolo și mizeria în apă, cu toate că am făcut un schimb de 50%, încă mai e ce să fie filtrat. Înainte să închei episodul, vreau să mai specific un lucru, și anume că atunci când cumpărați plante, pe webshop-uri găsiți specificate și nevoile plantelor, printre care și categoria de iluminare în care intră aceste nevoi. De exemplu, la plantele de gazon, această plantă Monte Carlo, o să găsiți că are nevoie de lumină medie sau puternică. La criptocorin o să găsiți că are nevoie de lumină slabă, poate să fie și lumină medie, nu este problemă, iar cu lumina puternică trebuie avută grijă. Și așa mai departe. Deci, înainte să cumpărați plante, verificați ce nevoie au și abia după aceea să cumpărați, ca să nu vă treziți că ați cumpărat o plantă scumpă și vă moară în 2 săptămâni. Asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.